Dr. Georgian Ciobotaru este alături de mine. Bun revenit la Sănătate cu Prioritate. Mă bucur să vă văd din nou. Vorbim despre epilepsie. Așa începe totul, cu o mică definiție, pe scurt, ce este, pe cine afectează în mod special, ca să știm cu ce operăm. Epilepsia, din punct de vedere al pacientului, este o boală manifestată prin crize de diferite feluri, crize epileptice de diferite feluri. Pentru medici, epilepsia este un pic mai mult, este un complex, este un conglomerat de boli, toate având în centru crizele epileptice, crizele convulsive, au mai multe denumiri. Ca să reducem așa în termeni cât se poate de simpli, o criză epileptică, elementul principal al epilepsiei, este o aberație electrică, o anomalie electrică în creier. Asta însemnând fie că o anumită zonă din creier funcționează excesiv într-o perioadă foarte scurtă, fie că o anumită zonă nu mai funcționează pentru o anumită perioadă de timp. Ce este clar este că aproape întotdeauna vorbim de o perioadă scurtă, secunde, minute, cel mult. Cam asta ar fi în principiu. Este o boală a copiilor mai mult, a persoanelor mai în vârstă, adolescenților, când se declanșează? Da, este o boală care afectează toate grupele de vârstă, de la nou-născuți până la pacienți vârstnici, 90 de ani, 100 de ani și așa mai departe. Nu are vârfuri, anume să spunem că apare predominant într-o anumită categorie de populație. Este o boală care are și o serie de cauze extrem de diferite și tocmai din cauza aceasta are predilecție, nu are o predilecție anume, poate să apară la orice vârstă. Am înțeles. Există medicamente care se oferă acestor pacienți, iar boala poate fi ținută în frâu sau poate vindecată? Cum se întâmplă? Într-adevăr, crizele de epilepsie pot să nu se mai manifeste și indicația primară pentru a încerca să avem un astfel de rezultat în care nu mai avem crize de epilepsie, încercarea principală este de a administra medicamente antiepileptice. Medicamentele antiepileptice sunt administrate de către medicul neurolog. Ideal este să fie un neurolog specializat în epilepsie. Sunt medici care sunt dedicați acestei patologii pentru că, în general, pacienții cu această patologie au nevoie de un neurolog care să le fie alături ani de zile. Trebuie încercate scheme de tratament până când încercăm să obținem un anumit rezultat de comun acord cu pacientul. Dacă ideal este, bineînțeles, să nu mai avem crize, însă mulți sau o parte dintre ei se mulțumesc și cu un număr foarte mic de crize sau cu crize ce pot să fie simțite, să există o aură care să le prezică cu câteva secunde înainte când va urma o criză, în cazul în care va fi o criză generalizată. Și acești pacienți care se mulțumesc, spuneați, cu aceste crize, cu premoniția dinaintea crizei, aceștia pot beneficia de o intervenție chirurgicală care să-i scape și de acest inconvenient și ei nu vor? Sau cum se prezintă lucrurile? Povesteam, când vine vorba de chirurgie epilepsiei, există un număr destul de restrâns de pacienți care au disponibil această opțiune. Acum, ca să putem să vorbim despre momentul în care operăm, trebuie să spunem ce anume operăm și cum anume operăm. Cazurile chirurgicale de epilepsie, cazurile cu potențial chirurgical, trebuie să aibă în principiu o anumită leziune sau să aibă o soluție chirurgicală demonstrată, chiar și în absența unei leziuni clare, vizibile. Adică, în situația unei leziuni, lucrurile sunt destul de simple. Dacă, spre exemplu, avem un copil care s-a născut cu o anumită zonă din creier ce nu s-a format corect, o displazie corticală, spre exemplu. Dacă ne imaginăm un copac având frunze și creierul exact așa, având un trunchi și apoi ramuri și la coroana să fie formată din cortex, ne imaginăm că una dintre ramuri nu s-a format corect. Da, și e clar că ramura respectivă trebuie decupată din peisaj ca să putem să lăsăm celelalte ramuri să se dezvolte normal și să nu mai fie parazitate de crizele acestea. Acum, în situația unei leziuni clare, putem să vorbim despre o intervenție chirurgicală care are rol curativ, are șanse destul de mari
să spunem 70-80% de eliminarea crizelor pe termen lung. Asta este una dintre situațiile fericite. Există de asemenea patologii unde chirurgia epilepsiei este un pic la limită. Spre exemplu, în situațiile în care nu avem nicio leziune, avem un creier normal, sunt pacienți RMN negativ, adică examinarea RMN, care este o examinare ce ne arată forma și constituția creierului, nu ne demonstrează nicio leziune. În situația aceasta este nevoie de un neurolog care, prin investigații suplimentare, pornind de la cele de bază, spre exemplu analiza vizuală a unei crize, până la investigații extrem de detaliate, cum ar fi implantarea de electrozi de profunzime, poate să ridice o ipoteză a unui focar care arată exact ca și creierul de jur împrejur, ca și creierul înconjurător focarului pe care el îl consideră responsabil de crizele de epilepsie. Și această situație este o situație în care se poate interveni chirurgical, deși în general, bineînțeles, rezultatele sunt mai scăzute în termen de remisie a crizelor. Există de asemenea leziuni întinse care ocupă, spre exemplu, un emisfer întreg, în care nu mai vorbim de a rezeca, de a înlătura zona respectivă, ci doar de a o deconecta, o lăsăm în continuare să plutească în cutia craniană, să sprijine emisferul sănătos, însă trebuie să o deconectăm pentru a nu parazita emisferul bolnav și emisferul sănătos. Există însă, din păcate, și este chiar o situație extrem de frecventă uneori, epilepsie de o anumită cauză pentru care nu se poate interveni chirurgical. Spre exemplu, o cauză genetică. În situația în care tot creierul este format într-un fel care predispune la crize de epilepsie, e ca și cum am avea o prăjitură în care am înlocuit făina cu mălaiul. Orice ne-am străduit noi să facem, nu avem cum să obținem printr-o chirurgie o rezolvare. Aceștia sunt pacienți care vor avea nevoie de sprijinul unui neurolog probabil toată viața, un neurolog care să-i ajute cu medicație, cu literatură de specialitate, cu soluții noi și așa mai departe. Am înțeles. Deci sunt pacienți care nu pot fi operați, căci nu există posibilitatea aceasta, nu există posibilitatea să fie salvați astfel. Exact. Și pacienți care pot avea aceste intervenții, bănuiesc că sunt făcute anumite analize, spuneați dumneavoastră că există, e nevoie de anumite investigații, pornind de la RMN și supravegherea cumva a pacientului. Da. Înainte de RMN, un rol extrem de important îl are medicul neurolog. Oricum, medicul neurolog este cel care ghidează tot acest caz. La neurochirurg nu se ajunge pentru o intervenție de chirurgie epilepsiei fără un neurolog. Asta este o regulă generală aplicabilă peste tot în lume. Și o echipă. Exact. Trebuie să fie o echipă multidisciplinară condusă de medicul neurolog. Pentru că medicul neurolog, de la bun început, gândește acest caz din perspectiva cauzei epilepsiei, iar chirurgia pentru el este doar o unealtă. Noi, ca și chirurgi, suntem strict cei care îndeplinesc ceea ce ne propune neurologul și în situația, bineînțeles, în care suntem de acord cu ceea ce oferă el. Acum, înainte să ajungem la investigații magistice, un element extrem de important este criza epileptică în sine. Crizele epileptice sunt manifestări care depind foarte mult de localizare. În afară de crizele generalizate, de care știe toată lumea, în care pacienții cad, tremură, au convulsii, au spume la gură și așa mai departe, care sunt crizele generalizate, există foarte multe crize focale. Crizele focale, dacă, spre exemplu, ne le imaginăm ca un scurt circuit într-un tablou de siguranță, ne e foarte ușor să ne le imaginăm într-o casă. Dacă, spre exemplu, se închid becurile din sufragerie și din bucătărie, știm foarte clar că este siguranța 2 de pe rândul de sus din panoul de siguranță. Același lucru îl face un medic neurolog. El trebuie să urmărească o criză de epilepsie de la început până la sfârșit și de aceea invit toți oamenii care văd o criză de epilepsie să o filmeze clar și să o cronometreze de la început până la sfârșit, în lumină, fără să acopere pacientul în vreun fel, în special copilași și mici să aibă păturica dată la o parte, ca să poată să prezinte această criză unui medic
obișnuit să vadă și să interpreteze astfel de filmări. Neurologii specializați în epilepsie au de multe ori capacitatea de a oferi destul de precis o localizare, un emisfer, un gir, un punct destul de clar de unde criza fie pornește, fie pe unde trece. În momentul în care analizăm pe parcurs tot ceea ce se întâmplă într-o criză, putem efectiv, dacă sau colegii noștri neurologi pot efectiv să înțeleagă de unde a pornit, în ce direcție merge, cum se propagă criza și așa mai departe, ca să putem să întrerupem rețeaua asta epileptogenă. E o telespectatoare care ne urmărește online și sunt mai mulți care sunt acolo. Vă mulțumesc că urmăriți această emisiune, mulțumim că ați distribuit-o, puteți adresați întrebări, sigur că da. Eu voi fi mesagerul. Doamna Florica ne întreabă, în cazul unui copil care a acumulat epilepsia în urma unui TCC, și citesc exact cum scrie, se poate interveni chirurgical? Sigur, prin TCC înseamnă un traumatism craniocerebral. Traumatismele sunt cauze frecvente de epilepsie. În situația în care neurologul demonstrează că, neurologul pediatru în situația aceasta, demonstrează că originea crizelor pornește din aria asociată TCC-ului, că se poate rezeca în siguranță zona respectivă, de atunci se poate discuta despre chirurgia epilepsiei. Putem, spre exemplu, să avem un traumatism pe partea dreaptă, cu crize care pornesc dintr-o zonă pe care nu o vedem, dintr-o situație a unui remene negativ, din emisferul stâng. De aceea nu trebuie să cădem prada acestei prime leziuni pe care o vedem. Ne uităm peste remene, știm, pacientul are crize, vedem o leziune pe partea dreaptă, ok, considerăm că trebuie să o și operăm. Fără verificarea din partea unui neurolog, putem să cădem prada unei intervenții făcute degeaba, unor riscuri asumate degeaba într-o situație care este greșită din punct de vedere medical. Deci e foarte importantă o diagnosticare corectă, fără... Exact. Primul element, spuneam că este aspectul crizei. Al doilea element este măsurarea unei activități electrice în criză, efectuată prin ceea ce se numește electroencefalogramă. Este o cască, se montează pe cap cu electrozi montați corect, care măsoară activitatea electrică din creier. Ideal, situația ideală, bineînțeles, să surprindem un astfel de eveniment, o criză, cât timp suntem la sub monitorizare EEG, și ideal este să fie un video EEG, adică o să avem o cameră care ne monitorizează, surprinde și aspectul clinic al crizei și activitatea electrică a crizei. În situația în care avem crize foarte rare, una pe lună, una la jumătate de an și așa mai departe, bineînțeles că nu o să putem să stăm cu casca pe cap atâta timp sub monitorizare. Dar unele crize asociază un focar iritativ, adică o zonă din creier care are o activitate electrică aberantă, nu se vede clinic, însă poate să fie monitorizată electric. Da, deci primul element este clinica crizei, filmarea. Al doilea element este activitatea electrică. Un al treilea element de care îmi spuneți este remeneul cu protocol de epilepsie, care este o investigație care ne arată constituția creierului. Protocolul de epilepsie creând niște felii, niște punctulețe corecte care să ne permită nouă analiza tridimensională sau o analiză mult mai corectă din punct de vedere tridimensional al creierului. Cam astea ar fi cele trei elemente care ar fi de bază în studiul epilepsiei. Bineînțeles, sunt multe investigații suplimentare, electroencefalogramă de profunzime, stereoelectroencefalogramă, PET, spectru și așa mai departe. Însă cele trei sunt de bază obligatorii în orice caz de epilepsie. Când este depistat un caz de operat, e nevoie de chirurgia epilepsiei. Sunt mai multe tipuri și aici sunt mai multe tipuri de intervenții chirurgicale sau apelăm la cea mai nouă tehnologie care există? Sunt multe tipuri, sunt exact precum costumele la comandă. Fiecare pacient are nevoie de o intervenție făcută la comandă pentru tipul lui de patologie. Sigur, sunt anumite situații care seamănă foarte mult, motiv pentru care le încadrăm pe toate într-o anumită categorie și avem o intervenție relativ similară celorlalte, cum este în rezecția de lob temporal sau în amigdală hipocampectomie și așa mai departe, în situații frecvente, în scleroza hipocampică. Însă, în general, încercăm să avem să fie totul specific pentru fiecare pacient în parte.
Există foarte multe categorii, foarte multe tipuri de intervenții, de la intervenții extrem de mici în care rezecăm o leziune de câțiva milimetri și care ar trebui să ducă la o remisie a crizelor, până la intervenții masive în care deconectăm un emisfer întreg. Avem imagini și mulțumesc foarte mult că avem posibilitatea să le și difuzăm cu momentul în care interveniți într-o operație, într-o intervenție chirurgicală. Este un caz de epilepsie destul de grav. Ce amprentă nouă ați pus în intervențiile acestea care se fac acum? Un element foarte important care pe mine mă ajută extraordinar de mult este reconstrucția tridimensională a creierului înainte de intervenție. Este o reconstrucție extrem de precisă în 150.000 de puncte separate, care ne permite crearea unui plan prin care noi știm foarte clar și foarte precis până unde trebuie să operăm, acea precizie de milimetri. Un remene este o imagine alb-negru. Lucrurile în viața reală nu sunt alb-negru. Ce putem noi să facem cu ajutorul unei reconstrucții tridimensionale este să exersăm operația dinainte în 3D. Este, în momentul în care ai operația, e ca un concert pe care îl exersezi acasă. O dată, de două ori, de trei ori, de patru ori, de cinci ori. În momentul respectiv, punerea în practică nu mai reprezintă niciun... Nu mai are nicio surpriză majoră. Da, sigur, sunt detalii pe care putem să le înțelegem pe parcurs, dar totul devine extrem de precis. Asta este un pas suplimentar față de neurochirurgia în care lipseau un astfel de element, în care nu știai niciodată ce se întâmplă, nu știai precis care este limita, nu aveai nicio linie precisă. Trebuie să tai până aici. Aceasta este imaginea. Aceasta este o imagine de pe neuronavigație, de pe aparatul de neuronavigație, care ne poziționează tot timpul în planul chirurgical. Este sigur un ajutor vechi, este un ajutor care a apărut de mai bine de 20 de ani în neurochirurgie, însă nu este suficient, se poate mai mult de atât. Și așa reușiți să faceți să fie operația realizată în siguranță, să existe mai multă siguranță în intervențiile acestea. Da, în momentul în care știi unde este fiecare vas, unde este fiecare structură importantă, unde este fiecare detaliu, deja totul devine foarte ușor. Lucrurile nu mai, dacă nu mai ai surprize, dacă nu mai ai element necunoscut în planul tău, în momentul respectiv, deja totul devine o chestiune de tehnică, de manualitate. Asta înseamnă și pentru pacient o relaxare. Faptul că cei care au nevoie de această intervenție aud astfel de lucruri, că deja medicul este mai relaxat pentru că are niște ajutoare foarte bune din partea asta tehnologică, a tehnologiei, el este mult mai relaxat. Atât este win-win. Și pacientul și medicul sunt mai încrezători. Totuși există anumite riscuri? Bineînțeles, există riscuri ca în orice intervenție, însă toate riscurile acestea sunt în general, toate riscurile trebuie să fie mai mici decât beneficiile. Asta e din start ideea de bază a unei chirurgii epilepsiei, pentru că e o chirurgie electivă. E o chirurgie făcută pentru o boală care într-adevăr afectează calitatea vieții, afectează pacienții, pot să dea afectări majore ale calității vieții, însă chiar și așa, riscurile unei intervenții trebuie să rămână extrem, extrem de joase. Cu cât avem mai multe ajutoare, cu atât putem să le reducem mai mult. Sunt curioasă ce se întâmplă după operație. Cum se realizează recuperarea și dacă, de exemplu, poate fi afectată memoria, ne așteptăm la riscuri de genul acesta, nu știu, personalitatea, inteligența. Da, e o întrebare foarte bună. În situații cum ar fi, spre exemplu, operația pentru scleroză hipocampică, aceasta este cea mai frecventă intervenție care se efectuează la pacienții adulți, eu suferă de epilepsie. Pentru a putea prevesti un pic, pentru a putea ști cât de departe sunt de circuitul memoriei sau dacă zona pe care o rezecăm noi mai funcționează sau dacă a funcționat vreodată, pentru că există o posibilitate foarte mare ca zona pe care noi vrem să o înlăturăm să nu fi funcționat, să fi fost tot timpul în altă parte decât în zona pe care pacienții fără o anumită patologie o au. Asta e motivul pentru care noi introducem în echipa medicală încă un membru, neuropsihologul.
Este un psiholog specializat pe localizarea precisă în mitra cerebrală a funcțiilor, așa încât să ne spună, zona asta pe care îmi propui, pe care propui să o înlături, nu este funcțională. Sau, tot creierul este perfect funcțional, trebuie să avem foarte mare grijă ca în momentul unei rezecții să nu cumva să afectăm, sau trebuie să limităm cât se poate de mult rezecția pentru că suntem într-o zonă complet funcțională. E ceva În felul ăsta putem să prevenim, putem să știm cam unde... E bine că există o echipă și ne simțim și mai siguranța. Ați mai adăugat un element care ne oferă și mai mare confortul și siguranța. Mă întreb dacă, după această operație, după ce totul s-a încheiat, când se poate concluziona dacă operația a avut succes sau nu? Sunt pacienți unde... avem un răspuns precoce destul de rapid, pentru că sunt pacienți, spre exemplu, care în ciuda tuturor tratamentelor au mai multe crize pe zi. În cele 2-3 zile în care pacientul rămâne în spital postoperator, în momentul în care nu mai avem nicio criză, este clar că măcar eram în zona respectivă. Știm sigur că poate nu am scos toată rețeaua epileptogenă, însă crizele sigur s-au diminuat. Cu certitudine nu putem să știm niciodată, însă în general ne bazăm pe pragul de 2 ani. Dacă la 2 ani nu avem crize, atunci ne încadrăm în pragul de 70-80% dintre pacienți care nu mai au crize la 2 ani de zile de la o intervenție pentru o epilepsie de cauză focală, de o cauză lezională, să spunem. Sigur, nu mulți dintre ei ajung să scoată repede tratamentul, mulți trebuie să continue cu tratamentul destul de mult, însă există din nou, ne bucurăm că există neurologul în echipa aceasta, care urmărește foarte atent cu ajutorul electroencefalogramei la fiecare 3 luni, 6 luni, un an, când dorește în funcție de pacient. Urmărește pacientul și ne spune dacă într-adevăr mai are crize sau nu mai are, dacă se mai vede activitatea electrică aberantă și așa mai departe. Putem vorbi de recidivă, de întoarcere la 180 de grade? Din păcate, da. Vorbeam de 70-80% situații în care crizele dispar. În 20%, 15-20% crizele doar se atenuează, iar în 5% nu se modifică deloc. Acum, de asemenea, există posibilitatea ca în timp să reapară crize. Există, având un creier, creierul fiind un organism viu care realizează conexiuni noi, spre exemplu, în situațiile pacienților care au avut crize extrem de mult timp, există și o rețea epileptogenă mult mai largă decât cea pe care o estimam noi inițial. Asta este și motivul pentru care ne dorim să popularizăm și motivul pentru care sunt la această emisiune, să popularizez astfel de intervenții pentru a putea permite pacienților să se prezinte cât mai repede la un medic care să fie specializat în chirurgie epilepsiei, să răspundă strict la această întrebare. Cazul meu este pretabil pentru chirurgie epilepsiei? În situația în care cazul se pretează, e bine să intervenim precoce. Cu cât intervenim mai repede, cu atât mai bine. Să nu fugă pacienții de această intervenție. Pentru că tocmai am vorbit că este sigură, nu prezintă surprize, o echipă foarte pregătită, care din toate domeniile... Sigur nu trebuie să fugă de neurolog. Dar sigur nu trebuie să fugă de un răspuns clar la întrebare. Ce decide apoi, sigur, este o decizie pe care o vor lua în funcție de cazul lor particular, în funcție de intervenția care se propune, în funcție de chirurgul care decide să colaboreze și așa mai departe. Însă e clar că nu trebuie să fugă de un răspuns clar. Timpul nostru se apropie galopant de final și aș vrea să mai pun o întrebare din partea telespectatorilor care ne urmăresc. Un profesor ne scrie cu întrebarea ce trebuie să fac când un elev are epilepsie, îl pun în poziție laterală, iar după 5 minute își revine. Mai sun la 112? O să filmez. E bine să filmeze și profesorul. Sigur, e bine să filmeze, doar să nu se distribuie aceste, trebuie să ajungă filmările strict la părinții copilului respectiv. De asemenea, e bine să sunăm la serviciul de ambulanță în cazul în care avem o criză de o durată prelungită. Da? În momentul în care deja în 5 minute copilașul este bine, iar el se știe cu această patologie, este doar un eveniment pentru care trebuie să-l sprijinim, să avem grijă să nu se lovească și cam asta este tot ceea ce putem să-i oferim. În general, părinții acestor copii știu precis și au fost îndrumați de către neurologii curanți ai copilului
știu precis ce au de făcut, pot să instruiască la rândul lor alte persoane, copilașii în cazul în care tind să aibă crize prelungite, au la ei medicație pentru astfel de crize prelungite și în general există o persoană în jur care știe cum să acționeze în această situație. În cazul în care este o primă criză de epilepsie, întotdeauna trebuie sunat la serviciul de ambulanță și întotdeauna trebuie investigat, pentru că nu sunt doar aceste leziuni benigne care pot să fie răspunzătoare de epilepsie, ci sunt extrem de multe patologii care se pot manifesta printr-o criză, o criză aparent banală de epilepsie. Mulțumesc foarte mult, atât pentru această direcție, pentru cei care sunt în învățământ și văd mai mulți copii și se poate întâmpla orice într-o sală de clasă, cât și mulțumim pentru noutățile din chirurgia epilepsiei aduse astăzi. Mult succes în cariera dumneavoastră medicală! Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație!